Bună ziua și bun venit, dragi prieteni și maestri ai Naiului. Mulțumesc tuturor care m-au susținut în acest proiect și domn profesor Negură vă va spune câteva cuvinte. Ce spun?
vreo 30 de ani urmă, eu știu, 35, pe scena asta, s-au ridicat primele fluri, primele naiuri, care s-au mulțit cu ani, la 20, pe urmă 30, 40, au ajuns până la 60 de naiuri. Ei, drept că întotdeauna spune să număr, dar nu număr pentru că mai dispar, unii lasă, dar așa dacă nu numeri, toți sunt la loc. Și ca să ajungem în ziua de astăzi la un spectacol extraordinar a dragostei pentru nai. Vă închipuiți, oamenii au diferit profesori, unul e bancher, unul e constructor, unul aceea, dar naiul adânși pe parcursul a 30-40 de ani sau mai mulți ani, tot e pe inima lor. Și în sfârșit, într-o uniune în Belgia, am arătat și eu ce se întâmplă în țara noastră. Și au văzut, și ea că sunt prezenți aici, spune că ar trebui să luăm refugiu cultural în Basarabia, în privința naiului, adică să iei refugiu, să vină în Basarabia să studieze. Și Raluca, care este inima acestui simpozium al naiului, spune, dar ce să nu facem noi la Chișinău așa? Pentru că vă spun, adică așa să toți naiști sunt drăguți de extraordinar, dar la loc, zice, dă-mă spărința aici, dar zice, ne-aș cumpăra o casă. Numai sunt la repetiții de la orchestră la orchestră. Da, bun venit la acest spectacol. Vă spun, le doresc la oamenii ăștia îndrăgostiți a naiului multe, multe spectacole pe scena aceasta. Vom începe cu Michel Simier din Franța. Henske Bakker din Olanda.
Acompaniază Orchestra Rapsozii Moldovei, dirijor Dorin Vitali. Urmează Solène Jetenet din Paris. Thank you.
Urmează Philippe Husser, tot de la Paris.
urmează Maria Stegemann din Olanda. Veți urma un șir de olandezi. Urmează Jasper Gortzeman, tot din Olanda.
Poate vă întrebați de ce așa mulți olandezi. O să vă zic, în Olanda bazele școlii de nai au fost puse de Nicolae Pârvu, Damian Luca și Costel Pușcoiu. Deci acești tineri sunt puișorii dânșilor. Nu, dar să revenim acum în paradis aici la Chișinău, paradisul naiului și al muzicii românești, cele mai bune orchestre de muzică populară românească. Și îl invit pe primul mare maestru al tinerei generații, Ștefan Negură. Thank you.
Acum urmează Sebastian Mertes de la Metz din Franța. Thank you.
Urmează Carina Bosenbrug și Marlies de Ros. Thank you.
Acum, Raluca Pătuleanu. Thank you.
Acum, regizorul acestui spectacol, Andrei Druță. Thank you.
Bravo, Andrei! Bravo, Andrei! Andrei Druță este un alt maestru al tinerei generații și nu numai, este coordinator în acest proiect și fondatorul Quintetului de Naiști Panacademic, care se bucură de succes în toată lumea. Urmează din Olanda sau din Cehia, trăiește în Cehia, soțul cântă la țambal și fiica e tot la țambal. Lizelot Rochița. Thank you.
acest moment se vor decerna niște diplome de participare acestor tineri. Rog pe maestru Boris Rudenko, maestrul Vasile Iobu să ne facă onoare să vină aici, lângă mine, să putem da diplomele acestor tineri interpreți. Cred că maestru Boris este în culise, se pregătește. Maestre. Primul este Michel Simier. Henske Bakker. Solène Jetenet. Solène este eleva maestrului Ion Negură deja de un an de zile. Urmează Filip Usser. Numai un cuvânt vreau să spun ca să nu uit. Solena, cum îi spui tu? Solenica. Solenica a făcut o româncă, deci din Franța. Și ce mi-a spus? Eu îmi pare rău că am fost numai o zi aici și am plecat la ea și am avut concerte și n-am putut să vin toată perioada. Dar ea mi-a spus, zice, cea mai frumoasă limbă din lume este limba română, fiindcă este limba naiului. Doamne. Da, Solen vorbește și românește, ca mulți alții. Filip Usser, din Franța. Maria Stegeman. Jasper Gorzeman, elev al pionierului naiului, domnul Costel Pușcoiu, Dumnezeu să-l ierte. Sebastian Mertes, care a făcut un efort enorm, chiar dacă el nu vede 100% ca noi toți, și a venit până aici, pentru prima oară a părăsit Franța să participe. Carina Bossenbroek, din Olanda. Marlies de Roos, din Olanda, care iubește foarte mult România, este suceveancă acum. A cumpărat o casă deja în România și fiicele ei au nume românești. Cântă cu Mihai Scarlat în Olanda. Îl salutăm pe această cale. Și acum, ultima, dar nu în ultimul rând, o naistă profesionistă care organizează și festivalul Naiul Fermecat, Lizelot Rochița, care a cântat foarte, foarte bine. Vă mulțumesc mult de tot, maestre. Mulțumesc. În continuare, urmează maestrul Boris Rudenko.
Bună ziua din nou la toți. Vreau să spun și eu două cuvinte. Am organizat tot acest eveniment cu scopul de a promova acele perle muzicale și acel stil interpretativ deosebit, specific Moldovei, specific lui Boris Rudenko, specific lui Vasile Iovo. Aș dori să le mulțumesc profesorilor care au participat în acest seminar, domnul Boris, domnul Iovu, domnul Ștefan Negură și domnul Ion Negură. Și desigur vreau să mulțumesc orchestrei. Pentru răbdarea lor și pentru munca care au depus-o în ultimele două săptămâni. Thank you.
Apostolul